Dragii mei, Hristos a înviat. Adevărat a înviat. Bucuros să vă revăd, să vă reau la o nouă emisiune în cunoașterea Sfintei Scripturi și a Sfinților Părinți, în descoperirea tainelor Sfintei Evangheliei. Astăzi avem o sărbătoare deosebită, numită Duminica Tuturor Sfinților, și vom încerca măcar puțin să vorbim un pic despre această sărbătoare și ce înseamnă ea pentru fiecare de noi, cum să o înțelegem, cum să o percepem, cum să o trăim în mod spiritual, și de asemenea câteva versete din Evanghelia zilei de astăzi, care nu este ca de obicei o parabolă, o pildă, ci este o învățătură mai mult aleasă de Sfinții Părinți din cuprinsul Evangheliei de la Matei, din capitolul 10 și capitolul 19, câteva versete. Așa, deci, sărbătorim astăzi pe toți sfinții plăcuți lui Dumnezeu și pe cei pe care îi știm și pe cei pe care nu-i cunoaștem. Și ziceam că este întreită sărbătoare din următoarele considerente. Nu în zadar, această duminică, prima după cincizecime, este aleasă de Sfinții Părinți și închinată tuturor sfinților. În primul rând, prin această zi, vedem lucrarea Duhului Sfânt pe pământ, între oameni, pentru că Duhul Sfânt a venit să-i sfințească pe oameni. De aceea mulți încurcă, și când spun mulți încurcă, mă refer exact la sectari care zic că unul Dumnezeu este Sfânt, așa este, dar prin Duhul Său cel Sfânt i-a sfințit pe cei ce cred într-o El. Și primul exemplu de sfințire îl avem la Sfinții Apostoli, cei 12 bărbați curajoși, demni și plini de virtuți, peste care coboară Sfântul Duh, și spune Evanghelistul Matei, și ei s-au umplut de Duh Sfânt, deci iată primul moment de sfințire a oamenilor, și de atunci și până în ziua de astăzi, să nădăjduim în Bunul Dumnezeu că așa va fi până la sfârșit. Duhul cel Sfânt va coborâ de fiecare dată, va umple inima și sufletul nostru de mângâiere, de căldură dumnezeiască și de adevăr. Aceasta este prima parte a sărbătorii. Lucrarea Duhului Sfânt în lume. Și de aici avem mulțimea de sfinți pe care, repet, îi știm și pe cei pe care nu știm. Al doilea moment al sărbătorii de astăzi este faptul că dacă Hristos n-ar fi pătimit și n-ar fi înviat, nu s-ar fi înălțat la cer, și prin urmare, nu s-ar fi pogorât Duhul Mângâietor. Îi spune Mântuitorul ucenicilor săi, dacă eu nu mă urc la Tatăl, nu poate veni Duhul la voi. Iată, eu mă urc la Tatăl meu și la Tatăl vostru, iar în loc vă trimit pe Duhul cel Mângâietor, Duhul adevărului. Însă voi să ședeți în cetatea Ierusalimului până ce vă veți îmbrăca cu putere de sus. Ce vor să ne spună Sfinții Părinți prin acest lucru? Că absolut, dar absolut tot Universul este cuprins de Dumnezeu, dar epicentrul și sărbătoarea sărbătorilor, una sâmbetei împărăteasă și Doamnă, este învierea Domnului. Și în jurul pătimirilor și învierii lui Hristos se învârte toată făptura. De el este legat orice eveniment
atât din viața noastră, a celor din ziua de astăzi, cât și de viața Sfinților. Pentru că ei toate le-au făcut în numele lui Hristos. Și cel de-al treilea punct care trebuie să remarcăm în ziua de astăzi, pentru sărbătoarea de astăzi, este plinătatea sfințeniei cu care Dumnezeu îi sfințește pe oameni. Avem de-a lungul istoriei biblice și de-a lungul istoriei noastre a vieții contemporane mulțime de sfinți, nu sunt cei doar scriși în calendar. Pe unii i-a descoperit Dumnezeu imediat, pe alții mai târziu, pe alții peste 4, 5, 600 de ani. Pe alții nu-i cunoaștem și pe o bună parte nu-i vom cunoaște niciodată, deoarece ei se vor naște după noi. De aceea, mare ne va fi uimirea și mirarea la dreapta judecată când îl vom vedea pe Hristos venind pe norii cerului cu mulțime mare de sfinți. Pe unii vom cunoaște, iar despre alții vom auzi prima dată, pentru că atunci va dori Dumnezeu să-i descopere lumii. De aceea, sfințenia nu ține cont de vârstă, de ani, de timp. Duhul este același, același Duh Sfânt care s-a pogorât la cincizecime peste Sfinții Apostoli, acela se pogoară până în ziua de astăzi. Nimic nu se schimbă. Ne spune Mântuitorul Apostolilor, dacă veți avea credință, adevărat vă spun vouă că minunile pe care le fac eu le veți face și voi și mai mult și mai mari decât acestea veți face. Drept aceea, vedem un caz, unul singur, care îmi vine acum în memorie. E vorba despre Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 3, că nu o să aveți timp să deschideți, să citiți acest capitol. E vorba despre Sfinții Apostoli Petru și Ioan, care s-au urcat la templu pentru rugăciune. Rugăciunea pentru ceasul al treilea din zi. Era cam ora 9 dimineața. Și la templu, așa după cum se întâmplă și în zilele noastre de astăzi, îi aduceau pe cei sărmani, pe cei paralitici, bolnavi, care de obicei cerșeau. Și atât au dus la templu pe un oarecare bolnav, un paralitic care nu putea sub nicio formă să se ridice din scaunul său. I-a văzut pe Petru și pe Ioan apropiindu-se de templu, i-a privit lung. Petru îi spune lui Ioan, vezi cum se uită ăsta la noi? Se uită foarte atent la noi. Probabil că vrea să-i dăm ceva. Și atunci Petru s-a apropiat de el și i-a zis, aur și argint nu am să-ți dau, dar îți dau ceea ce am. În numele lui Iisus Hristos Nazarenianul îți spun, scoală-te. Și l-a apucat de mâna dreaptă și l-a ridicat. Și îndată tălpile i s-au întărit și fluierile picioarelor s-au întărit și s-a sculat și a zburdat și a sărit și a mers după ei în templu, sărind și bucurându-se și lăudând pe Dumnezeu pentru marea minune. Iată că nu în aur și în argint stă puterea lui Dumnezeu, ci în puterea de a crede. Câți dintre bolnavii zilei de astăzi n-ar da totul doar să se facă sănătoși? Dar sănătatea lor stă în puterea lor de a crede. Păcat că oamenii se îndoiesc. Pentru că, repet, Duhul Sfânt este același. Deci, iată această multitudine formează sărbătoarea de astăzi, să înțelegem lucrarea Duhului Sfânt între oameni, că toate se fac prin Iisus Hristos și numai prin El, prin Hristos cel răstignit și înviat,
De aceea creștinii se salută între ei. Salut, spunem noi, dar este de fapt o mărturisire, o adeverire, o mărturisire a credinței noastre cu Hristos a înviat și răspunsul adevărat a înviat. Am explicat data trecută ce înseamnă. Prin cuvântul Hristos a înviat, de fapt, mărturisim biruința lui Hristos asupra morții, asupra păcatului și asupra iadului, adică libertatea noastră deplină în Dumnezeu. Și lucrarea sau rezultatul lucrării Duhului Sfânt între oameni, sfințindu-i pe cei ce cu adevărat cred în El. De aceea atunci când facem pomenirea unui Sfânt, nu-L cinstim pe Sfânt ca și pe un Dumnezeu, ci tot lui Dumnezeu îi dăm slavă, mulțumindu-i că avem astfel de exemple, de repere pentru viața noastră. Sigur, nu trebuie să ne oprim aici, atunci când avem sărbătoarea unui Sfânt, trebuie să-i cunoaștem viața și pe cât e posibil să urmăm faptele lui ca să ne ajustăm viața noastră la viața lui și credința noastră în puterea lui de a crede. Aici este marea problemă, că noi pe sfinți îi cinstim, pentru că pentru majoritatea din așa zișii creștini de ziua de astăzi, sărbătorile sau sărbătorile sfinților este un alt sau un nou prilej de a mânca și a bea. Este tragic acest lucru. Ori nici o sărbătoare creștină nu ne dă prilejul de mâncare și băutură, chiar și învierea lui Hristos. E vorba de bucuria duhovnicească care trebuie să ne umple sufletul și inima de evenimentul pe care îl sărbătorim. Ceea ce ține Evanghelia zilei de astăzi, dacă aveți Sfânta Scriptură, vă rog să o deschideți la capitolul 10 de la Matei, versetul 32 și 33. Sunt primele două versete ale Evangheliei de astăzi. Și spune Evanghelistul Matei, de fapt spune Mântuitorul, Evanghelistul Matei doar redă cuvântul lui Hristos, pe cel ce mă va mărturisi pe mine în fața oamenilor, îl voi mărturisi și eu în fața Tatălui meu care este în ceruri. Dar de cel ce se va lepăda de mine în fața oamenilor, de acela mă voi lepăda și eu în fața Tatălui meu care este în ceruri. Aceste două versete primele pe care trebuie să le explicăm măcar câtuși de puțin ce înseamnă a mărturisi pe Hristos în fața oamenilor. Într-o altă evanghelie, într-un alt context, Mântuitorul le spune astfel ucenicilor: cel ce se va rușina să mă mărturisească pe mine în fața acestui popor, acestui neam prea curvaș și desfrânat, mă voi rușina și eu să-l mărturisesc în fața Tatălui meu care este în ceruri. A mărturisi pe Hristos, nu în zadar acest verset de învățătură la lecții Sfinții Părinți pentru ziua de astăzi, dacă vrem să înțelegem ce înseamnă adevărată mărturisire, mergem în primul și în primul rând la cei pe care îi cinstim astăzi, și anume toți sfinții, dar începem de la sfinții apostoli, care erau fricoși, erau speriați de evenimentele pe care le trăiau, posibil se și rușinau, nu știu, dar în momentul îmbrăcării cu Duh Sfânt, li se schimbă statutul și devin adevărați bărbați neînfricați și mărturisesc pe Hristos și adevărul până la moarte, pentru că absolut toți, fără excepție, au murit cu moarte martirică. Iată lucrarea Duhului Sfânt în lume și iată un prim exemplu de mărturisire.
Și apoi mergem la celelalte cete de sfinți și veți vedea că și mucenicii, și mucenițele, și absolut pe toți pe care îi știm, și a căror viață este descrisă în viețile sfinților, toți până la ultimul l-au mărturisit pe Hristos fără frică. N-au făcut niciun pas înapoi, niciun centimetru. Nu s-au conformat cu niciun fel de împărat, cu niciun fel de legislație, cu absolut nimic. Și aceasta este adevărata mărturisire a lui Hristos. De multe ori Mântuitorul, după ce vindecă pe cineva sau săvârșește o minune în mijlocul poporului, îl trimite pe cel vindecat și spune: iar acum mergi și spune cât bine ți-a făcut ție Dumnezeu. Deci, pe urmare, îl trimite la apostolie, așa cum i-a trimis și pe Sfinții Apostoli, cei 12 la număr, în lume să mărturisească cuvântul lui Dumnezeu la toate neamurile. Acum, în ziua de astăzi, nu mai e nevoie nici de vorbire în limbi, nici să ne facem apostoli, să umblăm din casă în casă și din sat în sat. Pentru că se împlinește Scriptura și spre sfârșitul vremii nu va fi localitate sau nu va fi țară în care nu se va vesti Evanghelia. Deci, pe urmare, n-are niciun sens apostolia zilelor noastre de astăzi. Noi, dacă am reușit să facem apostolie fiecare în locul unde am fost puși și apostolia corectă, dar a mărturisi pe Hristos în zilele noastre, într-adevăr, este foarte greu, pentru că oamenii și-au schimbat centrul de greutate, s-au mutat de la Hristos și-au găsit alți Dumnezei străini, banul, pânticele, lumea mondenă, bogăția și așa mai departe. Așa că, pentru majoritatea oamenilor din ziua de astăzi, ținta nu mai este Hristos, ci este Veliar. De aceea, noi, ca adevărați creștini ortodoxi, atunci când mergem în transport public, ne e rușine cumva să ne însemnăm cu semnul Sfintei Cruci când trecem pe lângă o biserică sau pe lângă o troiță, sau când luăm masa într-un local public sau, nu știu, la diferite evenimente, parcă ne ține cineva, ne oprește cineva, ceva ne încurcă. Câți din ziua de astăzi îi mai vedeți intrând într-o cantină să ia masa și să spună Tatăl nostru? Elementar. Niciunul. Bate din deget chelnerul la masă, îmi aduce asta, am mâncat și am plecat și atât. Și din păcate cam toți facem acest lucru. Este una dintre cele mai elementare forme de mărturisire. Și mergem mai departe cu mărturisirea noastră. De câte ori în viață avem ocazia să mărturisim adevărul, să ieșim în apărarea cuiva și nu o facem. Mă întreb de multe ori pe mine și las această întrebare spre analiza tuturor. Le-am spus așa astăzi la parohie, ținând cont că am avut și profesori și cadre medicale și în diferite domenii. Unde erau arhiereii noștri și preoții noștri ortodoxi, ăia cu multe, multe decorații, și dacă ar fi posibil să îmbraci pe cap 2-3 mitre deodată, le-ar purta toate trei pe un singur cap. Unde erau ăștia atunci când a intrat lupul în turmă să-L mărturisească pe Hristos, pe adevăratul Dumnezeu? De ce a fost o mărturisire fermă și convinsă să mergem în spitale și să le dăm sângele cel făcător de viață, celor bolnavi? Cum de am ajuns să ascultăm de împăratul lumii
și să le lepădăm pe Împăratul Hristos, unde am ajuns să lepădăm învățătura sfântă și să propovăduim prostiile omenești. Cum de am ajuns sau cât de tare a trebuit să decadem din această stare de măreață sfințenie pe care, în care ne-a ales și ne-a pus Dumnezeu, să nu mai mărturisim pe Hristos pâinea vieții, adevăratul tămăduitor al sufletelor și a trupurilor noastre, și să propovăduim un vaccin care până la urmă își face treaba și se vede cu ochiul liber. Cum am ajuns să nu mai mărturisim icoanele făcătoare de minuni și forța dumnezeiască care lucrează prin ele și să le stropim cu detergent și cu rachiu? Cum am ajuns într-un hal fără de hal să hulim harul Duhului Sfânt, să dezinfectăm lingurița și toate cele, și multe, multe alte lucruri care nu sunt altceva decât blasfemii și hulă împotriva Duhului Sfânt. Întrebarea este unde erau mărturisitorii, martirii, mucenicii. Este și răspunsul, ne-l dă tot Mântuitorul. Această evanghelie o citesc eu, cum o citesc și toți ceilalți, atunci când cinstim un ierarh al bisericii noastre, și spune Mântuitorul în acea evanghelie în felul următor. Cel plătit fuge pentru că este plătit și nu are grijă de oi. Înnăimitul totdeauna va fugi. Doar păstorul cel bun își pune sufletul, adică viața, pentru oile sale. Și nu fuge nicăieri, ci stă și apără turma, chiar și cu prețul vieții sale. Același reper îl găsim la Sfinții Părinți și la Sfinții Mucenici și Martiri ai Bisericii Creștine din veacuri. Și până la sfârșit va fi la fel. În ce ține de lepădare de Dumnezeu, la fel, lepădarea, întrebam într-o zi sau într-o discuție cu un episcop din Republica Moldova, nu-i mai dau numele, că și așa sunt supărat foc pe mine, îmi zicea că iată, tu ai spus cândva că noi ne-am lepădat de Hristos, nici vorbă de lepădare. Și atunci l-am întrebat, dar câte feluri de lepădări cunoști tu? Ori una singură este lepădarea, atunci când ești somat sau stai cu sabia la tâmplă, și atunci aia înseamnă lepădare. Lepădarea poate fi oricând. Și printr-un singur cuvânt ne putem lepăda de Dumnezeu. Așa cum a făcut-o Petru, spre exemplu. De trei ori, nu odată. Și tu ești, te-am văzut în grădină. Uite și graiul te vedești, semeni cu ei. Și Petru s-a lepădat, ba, s-a și blestemat. Că nu-l cunosc pe omul acesta. A fost această o lepădare? A fost. Acum, dacă aveți Pidalionul acasă și îl mai și citiți, veți găsi o pildă excepțională pe care dau Sfinții Părinți în legătură cu lepădarea de Dumnezeu. Un creștin avea un prieten evreu și ori de câte ori se întâlneau, nu cum se întâlnesc ăștia din ziua de astăzi. Creștinul totdeauna îi vorbea despre Hristos, despre învățătura lui, despre minunile pe care le-a săvârșit Iisus pe pământ. Iar evreul stătea și asculta. Poate, poate, într-o bună zi, îl va converti și îl va duce la dreapta credință. Cu adevărat, evreul a venit la dreapta credință. Dar cum? Într-o bună zi, evreul, ascultând așa, îi spune prietenul său creștin. Zice, uite, ascult ce spui tu, dar nu ți se pare ție că Hristos ăsta despre care tot tu îmi vorbești de atâtea ori, de câte ori ne întâlnim, este cel care trebuie să vină și nu este cel despre care spui tu că a fost. La care creștinul a zis, poate fi,
Și doar la aceste cuvinte poate fi, evreul a văzut cum de pe creștin a ieșit o haină albă luminoasă și s-a ridicat spre cer. Și atunci el s-a înspăimântat, a alergat la biserică, a mărturisit preotul cine este el și ce s-a întâmplat, a mărturisit totul, a primit botezul creștin și probabil acea haină de lumină a coborât asupra lui. Iar creștin, pentru un singur cuvânt, pentru ceea ce nouă ni se pare ceva neînsemnat, poate fi, a rămas fără haina de lumină cu care suntem îmbrăcați la taina Sfântului Botez. Lepădări de Dumnezeu pot fi oriunde și oricând. Duminica, atunci când suntem chemați la cina Fiului de Împărat și avem acea pildă frumoasă, când Tatăl îmi trimite slujitori, adică Sfinții Îngeri, Îngerii noștri păzitori, să ne trezească din somn pe fiecare și să ne spună, sunteți chemați la cina Fiului pentru că v-ați îmbrăcat în haină de lumină. Sunteți primii care aveți prioritate să veniți. Și unul a zis, nu pot veni, scuze, mi-am cumpărat boi, mă duc să încerc, altul și-a luat țarnă, altul și-a luat femeie. De parcă cel care și-a luat boi avea noaptea să-i încerce, sau cel care și-a luat țarnă avea noaptea să meargă să o vadă, sau cel care și-a luat femeie nu putea merge împreună cu femeia lui. Au fost doar niște pretexte. Și atunci s-a mâniat împăratul. Vedeți? S-a mâniat împăratul. Iată ce se întâmplă cu noi atunci când neglijăm Sfânta Liturghie. Mânia lui Dumnezeu este asupra fiecărui om. Și a poruncit slujitorilor, ieșiți la ulițe și în piețe și adunați pe toți. Și au făcut exact cum i-a spus. Și au venit și au spus, stăpâne, am făcut precum mi-ai spus și tot mai este loc. Mai ieșiți odată la garduri. Adică cei care stau în, sau au în viață aceste cumpene și nu știu în care parte să meargă, dreapta, stânga, înainte sau înapoi. Aceste dileme în viața unui om. Chemați și pe ăștia să se împle casa mea de oaspeți. Iată de ce noi primim taina botezului și ne lăudăm că suntem botezați, dar noi și nu ne dăm seama cât de mult, de mulți ani urmă, noi am rămas fără haina botezului, așa, din mers, pentru că ne lepădăm de Dumnezeu cu ușurință. Și exemplele pot urma unul după altul. Vă las singuri să vă revizuiți conștiința și să vă dați răspuns de câte ori l-ați mărturisit pe Hristos și nu v-ați rușinat și de câte ori v-ați lepădat de Hristos rușinându-l. Și sentința este îmbucurătoare pentru cei care nu s-au lepădat de Hristos, îi spune Mântuitorul, cel care m-a mărturisit înaintea oamenilor, îl voi mărturisi și eu pe el în fața Tatălui meu care este în ceruri. Oare ni se pare puțin ca însă Fiul lui Dumnezeu să mărturisească ceva despre sufletul nostru? Eu, acum sincer vă spun, mă și tem când spun aceste cuvinte. Ca Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, să mă ia pe mine un putregai în seamă undeva și să mărturisească înaintea Tatălui care este în ceruri și să zică vrednic este. Dar mai tare mă tem și tremur atunci când văd sentința a doua pe care o spune Mântuitorul celor care se leapădă de el. Indiferent cum, dar se leapădă la un moment dat al vieții. Sentința este una înfricoșătoare. Iar cel ce se va lepăda de mine în fața oamenilor, de acela mă voi lepăda și eu de el în fața Tatălui meu, care este în ceruri. Iată ce înseamnă a te lepăda de Hristos și iată ce înseamnă să-L mărturisești pe Hristos. Duminica de astăzi a Sfinților Părinți ne arată exemplu cel bun
exemplu bărbaților demni și sfinți care l-au mărturisit pe Hristos cu prețul vieții lor. Și-au vărsat sângele de martir pe altarul mărturisirii lui Hristos. De aceea, despre ei, Hristos mărturisește în fața Tatălui care este în cer. Ceea ce este un lucru care nu poate fi explicat, deși știm că, spre exemplu, Sfinții Apostoli au trăit și au murit pământește, omenește, vorbind 1900 de ani în urmă, sau Sfântul Ierarh Nicolae, sau Sfântul Vasile cel Mare, deși noi știm cu siguranță că au murit, vorbim cu ei ca și cu niște oameni vii. Culmea, orice rugăciune o înaintăm, orice cerere, ei o ascultă și ne și ajută. Drept dovadă că ei n-au murit. De aceea spunea Mântuitorul, oricine crede în mine nu va muri în veac. Chiar și dacă va muri, viu va fi. Iată ce înseamnă lucrarea Duhului Sfânt pe pământ între oameni. Iată de ce Duhul s-a coborât ca să ne învețe și să ne întărească în toate. Și de ce nu, în primul rând, ca să ne sfințească și să ne facă sfinți, precum Tatăl cel din cerul sfânt este. Aceasta este lucrarea Duhului Sfânt și această pleiadă, și iarăși zic, nu doar calendarul pe care îl avem, că acolo sunt doar câteva sute de nume de sfinți, ei sunt milioane de sfinți pe care îi știm și pe care nu știm, pe care i-a proslăvit Dumnezeu și îi va proslăvi în continuare pe cei aleși plăcuți Lui, care nu se leapădă de El nici când. Acesta este rezultatul lucrării Duhului Sfânt între oameni. Și în continuare veți vedea versetele 34, 35, 36, care nu fac parte din această Evanghelie, dar care sunt niște, la fel niște versete pline de învățătură. Și spune Evanghelistul Matei, să nu socotiți că am venit să aduc pace pe pământ, n-am venit să aduc pace, ci sabie. Ce să înțelegem? Că Hristos nu aduce pacea, dar aduce războiul. Și moartea? Nu. Ca să înțelegem acest cuvânt foarte bine, trebuie să continuăm să citim și următorul verset. Căci am venit să-l despart pe fiul de tatăl său, pe fiică de mama sa și pe noră de soacra ei. Și dușmanii omului sunt casnicii lui, adică cei ce locuiesc împreună cu el în aceeași casă. În primul rând, cuvântul care trebuie să-l explicăm este cuvântul sabie. N-am venit să aduc pacea, ci sabia. Și anume această sabie cu două ascuțișuri este Evanghelia lui Hristos, care o aduce între oameni. Iar această Evanghelie îi desparte și îi va despărți pe oameni. Și le-am zis celor prezenți astăzi la parohie și nu prima dată i-am îndemnat să facă acest lucru, dar nu să facă experiment, dar să facă asta toată viața. Și dumneavoastră care ascultați și veți asculta, încercați și veți vedea. Încercați să trăiți după Evanghelie și oricine n-ar fi din neamurile, din rudele dumneavoastră, fie de gradă 1, 2 sau 3 sau următoarele, atunci când sunteți invitați să participați nu știu la ce, dar cu bună știință vă dați seama că încălcați porunca lui Dumnezeu, refuzați și argumentați. Dar nu argumentați că nu pot, că sunt ocupat, că nu am timp, dar aduceți argumentul exact, adevărat, pentru care nu vreți să mergeți. Nu vin la sărbătoarea ta pentru că este sâmbătă și eu sunt creștin ortodox și nu-mi permite conștiința să încalc porunca lui Dumnezeu. Și veți vedea ce se va întâmpla în continuare. Adevărat, se va împlini cuvântul Mântuitorului care spune casnicii omului sunt vrăjmașii lui. Vă ridicați tot neamul împotrivă. Și o să fiți și numiți, și o să fiți și huiduiți,
și până la urmă o să fiți lepădați de toți. Și mie mi-e tot una să mă lepăd, să se lepede toate rudele mele de mine, important, eu să nu mă lepăd de Dumnezeu. Și vă zic, nu să încercați ca un experiment, dar faceți aceasta de acum și până la sfârșit. Și veți vedea și veți înțelege de ce Hristos spune, n-am venit să aduc pace, ci sabie. Cel ce va vrea să meargă după sabie, după cuvântul lui Dumnezeu care taie, care doare, care îl cheamă pe om spre o altă viață, spre un alt mod de a fi, care încearcă să ne scoate din această mocirlă în care ne tăvălim de dimineață și până seara, în aceste plăceri ale lumii, în ceea ce numim noi omenește, dar nu este și dumnezeiește, numai decât ne ridică partea cealaltă a rudelor noastre și ne pune împotrivă. Și de fapt ei nu se împotrivesc nouă, dar se împotrivesc cuvântului Dumnezeu. De aceea sabia este cu două ascuțișuri. Ea taie într-o parte și face drumul, iar cei care vin din spate și încearcă să-i atace pe cei ce sunt sub sabie, îi va sfărâma Dumnezeu. Ultimele versete ale Evangheliei de astăzi sunt la fel, versete de învățătură sunt luate din capitolul 19 de la Matei. Dacă aveți Sfânta Scriptură, deschideți-o, vă rog, și găsiți versetele 27 și până la sfârșit 30. Și vedem aici întrebarea lui Petru, pe care ne punem și noi, probabil de multe ori, sau o să vă puneți atunci, în momentul când veți trăi după Evanghelie și vom trăi împreună cu toți după Evanghelie, nu după mintea noastră și după plăcerea lumii și după cum credem noi sau cum crede lumea că trebuie să trăiască cineva. Iată, Petru l-a întrebat pe Mântuitorul și i-a zis, iată noi, pe toate le-am lăsat și ți-am urmat ție. Când spune Petru pe toate, înțelegeți exact acest cuvânt, toate. Noi poate le și lăsăm pentru o scurtă vreme, dacă mergem la liturghie pentru câteva ore și apoi ne întoarcem la ale noastre. Ei le-au lăsat pe toate pentru totdeauna. Să zicem că s-ar referi acest pasaj în biblic mai mult la viața monahală. Dar nu ne exclude nici pe noi. Chiar dacă suntem chemați pentru o anumită perioadă de timp să lăsăm toate, este aceeași chemare. Și această întrebare trebuie să ne frământe pe fiecare. Petru l-a întrebat și a zis, iată, noi am lăsat toate și ți-a urmat ție. Deci, nouă, ce ne va fi? Sau, mai explicit, care va fi răsplata noastră? Iar Iisus le-a zis, adevărat vă spun că voi, și accentuez acest lucru, când îi răspunde Iisus lui Petru, nu îi răspunde doar lui Petru, ci ne răspunde nouă tuturor. Celor care, la un moment dat al vieții, vom dori să lăsăm toată grija cea lumească și să-L urmăm pe Hristos până la sfârșitul vieții noastre. Adevărat vă spun că voi, adică ei, apostolii și noi, și cei care vor veni de urma noastră și cei care au fost în fața noastră, cei care mi-ați urmat mie la nașterea din noua lumii. Am vorbit aceasta când a atins tema sfârșitului lumii, ce înseamnă nașterea din noua lumii sau transformarea lumii în lumea cea duhovnicească, spirituală, la nașterea din noua lumii, când Fiul omului va ședea pe tronul slavei, adică la dreapta judecată și ultima, veți ședea și voi pe 12 tronuri judecând pe cele 12 seminții ale lui Israel. Iată, nu atât de mare este însemnătatea sau răsplata că apostolii vor fi judecătorii propriului său popor. Ce aici trebuie să vedem partea cealaltă ascunsă, care e pentru noi. Nu urmăm pe Hristos ca să ne facă sau să fim judecători în împărăția Lui, să judecăm pe ceilalți.
ci mulțumirea noastră trebuie să fie că am scăpat noi de judecata lui Dumnezeu și am fost iertați. De aceea trebuie să tindem spre aceasta. Oricine a lăsat frați sau surori, sau tată, sau mamă, sau femeie, sau țarini, sau case pentru numele meu, însuțit va primi și viața veșnică va moșteni. Ce vrea să ne spunem Mântuitorul? Să lăsăm acum totul, să ne despărțim și să uităm de părinți și de toate cele și ce să facem. Nu, nu este așa, nu trebuie să înțelegem așa, ci din potrivă, Hristos ne dă poruncă, Dumnezeu ne dă poruncă în una din cele 10 să cinstești pe tată tău și pe mama ta, dacă vrei să ai ani mulți și fericiți pe pământ. Mântuitorul dă cinstea cuvenită mamei sale și atunci când este răstignit, o încredințează ucenicul său iubit Ioan și spune: femeie, iată fiul tău, de acum încolo el va avea grijă de tine. Și ucenicul îi spune: fiule, iată mama ta, să o cinstești ca pe o mamă, să ai grijă de ea, pentru că de acum încolo nu este doar mama mea, ci și mama noastră a tuturor și a voastră apostolilor și a noastră a celor care ne naștem și ne vom naște până la sfârșitul vremii, să avem grijă ce vorbim despre Maica Domnului și cum o cinstim. Și din potrivă, Mântuitorul ne pune în față această grea alegere, care nu este de fapt grea. Este grea pentru cei care nu se pot desprinde cu mintea și cu sufletul de lumea aceasta. Mă aduceți aminte o întrebare ispititoare pe care o adresează sinedriștii Mântuitorul și spune: învățătorule, avem o întrebare, o nedumerire între noi. Cui se cuvine să-i dăm întâi cinste, lui Dumnezeu sau cezarului? Și cunoașteți pilda, Iisus cere un talent, îi întreabă cui chip este și le spune: dați ce este de dat cezarului, dați cezarului, adică banii și impozitul care îl cer de la voi, dați-l ca să vă dea pace, să puteți trăi liniște. Iar mai departe, ceea ce este al lui Dumnezeu, să-i dați lui Dumnezeu. Iată, cinstea, grija, absolut tot ceea ce este necesar să acorzi în viață părinților, copiilor, rudelor, este obligația fiecăruia din noi. Dar atunci când vine vremea și același tată sau mamă, copii sau soră sau frate sau oricine îți cere să încalci porunca lui Dumnezeu de dragul lor, iată atunci vine sentința pe care Hristos o pune înaintea noastră. Aveți 6 zile în săptămână să vă îngrijiți de toate, ale voastre, ale lumii, ale gospodăriilor voastre, frați, surori, părinți și așa mai departe. Iar ziua a 7-a să o închin Domnul Dumnezeului tău. Dar când omul și a 7-a zi se încăpățânează și nu îi închină lui Dumnezeu, dar motivează că i-a venit sora în ospiții sau merge la fratele sau părinți sau și dau cu această, cu acest sentiment de jale și parcă, vai, ți-ar părea că este un lucru esențial și foarte bun pe care îl săvârșește omul în zi de duminică. Uite, merge la părinți și nu poate veni la Sfânta Liturghie. Ei, iată că nu este chiar așa. Cel ce dă prioritate în fața lui Dumnezeu a orice există pe pământ și iubește mai mult orice de ce se află aici pe pământ, mai mult decât de Dumnezeu, nu este vrednic de el. Iar cel ce va lăsa toate pentru numele lui Dumnezeu, atunci când este chemat să-i slujească Dumnezeu, însutit va primi, însutit câteva sute formează 1000 și de fapt e vorba despre 1000 de ani sau despre veșnicie, despre împărăția cea veșnică. Viața veșnică o va moșteni. Și spune Mântuitorul acest cuvânt pe care, sau care trece pe la urechea noastră de multe ori și nu-l pricepem și nu-l înțelegem: mulți dintre cei din tâi vor fi la urmă și cei de la urmă vor fi întâi. Și acum cum să înțelegem
cei din tâi care au fost înaintea noastră vor fi în urma noastră și noi în fruntea lor, sau cum? Dacă ne raportăm la pilda lucrătorilor vii, cei de la urmă au primit răsplata întâi. Și cei din tâi au primit la urmă. Dar, în cazul de față, părerea mea e că Mântuitorul vrea să ne spună că cei din tâi sunt cei care au fost chemați la Împărăția lui Dumnezeu prin taina Sfântului Botez, au refuzat, s-au lepădat, s-au dezbrăcat de haina luminii și cei din urmă, cei care află pe parcurs și vin spre ortodoxie și vor veni, la sfârșit foarte mulți vor veni, mai ales atunci când vor înțelege că au fost amăgiți de Duhul Antichristului, de Duhul acesta lumii. Și vor veni mulți spre ortodoxie și vor primi botezul și vor fi adevărat martiri, adevărați creștini. Iată, a lor, ăștia din urmă, vor fi înaintea celor care, de fapt, au fost chemați prin Sfântul Botez la mântuire. Dragii mei, este o zi cu o conotație importantă, pentru că anume în această duminică se încheie și perioada Pentecostarului și trecem într-o nouă etapă a vieții noastre, să zicem așa, într-un ritm normal de viață. Până acum am fost în această perioadă de mari sărbători, de mari descoperiri dumnezeiești. Am încercat să ajungem cu gândirea la lucrurile înalte, acolo ne cheamă Dumnezeu. Dar chiar și dacă trecem în această perioadă, și mai ales că intrăm în perioada postului, închinat Sfinților Apostoli, Petru și Pavel și numai, dar tuturor celor 12 apostoli, să-i cinstim prin post și prin rugăciune pe luminătorii lumii. Nu trebuie să uităm și să ne depărtăm gândirea de ceea ce am auzit și am trăit până acum. Pentru că Duhul întâi ne învață și apoi ne pune la încercare. Exact ca și la școală. Întâi profesorul predă materia și după aia urmează un examen. Să vadă fiecare ce a reușit să învețe. Așa este și în cazul lucrării Sfântului Duh. Poate nu este cea mai strălucită comparație, dar ca să înțelegem ca idee. Mai întâi de toate, Dumnezeu ne luminează prin Duhul Său cel Sfânt. Ne învață și ne arată calea. Și ne scoate de tot ceea ce avem în față, de tot ceea ce avem nevoie, ne pune în fața noastră. Ca să cunoaștem, să știm, să nu avem cuvânt de dezvinovățire, n-am știut, nu mi-a spus nimeni. Deci toate le cunoaște omul. Iar după ce pe toate le-a cunoscut, atunci îl pune la încercare. Să vadă, este gata el să se numească Fiul Împărăției lui Dumnezeu sau nu. Așa că țineți cont de acest lucru, multe le-ați citit și le-ați cunoscut, unele le-ați auzit, acum altele le veți auzi pe parcursul vieții. Atunci când Dumnezeu dezleagă ispita și încercarea în viața noastră, important este să rămânem lângă El și să înțelegem că acolo este scăparea și nădejdea noastră. Iarăși mă întorc la însemnătatea zilei de astăzi, în care cinstim pe toți sfinții, și să privim cu atenție la ei, să le citim și să le cunoaștem viața și virtuțile, faptele și învățătura, să privim cu mare atenție la faptele credințelor și într-o toate să le urmăm. Și atunci ei vor fi și mijlocitori, și rugători, și repere adevărate pentru o viață morală impecabil. Atât am vrut să vă spun pentru ziua de astăzi, nu știu mult sau puțin, pe înțeles sau mai puțin înțeles. Dacă aveți întrebări, vă ascult cu mare drag.
Hristos a înviat și Doamne ajută părinți sărbătoarea de astăzi. Adevărat a înviat. Mă bucur să aud cuvintele acestea despre Sfinții Părinți, despre Sfinți care au mărturisit pentru noi, care ne-au învățat cuvântul adevăr, cum să mergem corect. Întrebarea mea este, când vorbești cu omul despre Maica Domnului, despre Sfinții Părinți că au mărturisit și el în fața ta îți hulește și spune multe de alte lucruri urâte despre sfinți care au mărturisit cuvântul adevărului. Sunt martiri, sunt care mijloci pentru noi. Cum să mă comport, întrebarea mea este, cum să mă comport mai departe cu omul ăsta? Să vorbesc, ori să mă dau la o parte și să zic, Doamne, iartă-l că nu știu ce faci. Mulțumim frumos! Da, mulțumim de întrebare. Cum să ne comportăm cu cei care hulesc pe Maica Domnului și cu Sfinții Părinți? Există două feluri de comportament. Dacă ne referim doar la cum se comportă oamenii sau omenește, atunci închipuiți-vă că cineva în față vorbește de rău, o vorbește pe mama noastră, pe tatăl nostru sau pe frații noștri, care va fi reacția unui om. Când e vorba de creștini, și îl mărturisești pe Hristos înaintea lumii, iar el respinge, refuză, picurește, e foarte posibil ca la un moment dat în viața lui să-i pară rău, să aducă roade de pocăință, lacrimile lui Petru și să se întoarcă spre Dumnezeu. Și Dumnezeu să-l primească. Dacă omul nu vrea să primească un cuvânt al adevărului, atunci Mântuitorul ne spune să nu dai mărgăritarele mele câinilor, pietrele scumpe porcilor. Dacă am încercat odată și a doua oară și nu ai cu cine, atunci nu e cazul să aruncăm cuvântul lui Dumnezeu, care nu este al nostru. Dacă ar fi cuvântul nostru, da. Dar este cuvântul lui Dumnezeu, pe care încerc să-l semeni între oameni și oamenii scuipă și hulesc, atunci cuvântul lui Dumnezeu este adevărat mărgăritar și ne spune Mântuitorul să nu-l dăm porcilor. Ăsta este și răspunsul. Vă mulțumesc. Dacă mai sunt întrebări, vă ascult. Da, asta îmi place foarte mult, că nu sunt întrebări și apoi apar întrebările pe telefon, în privat, sute de întrebări. Poate cuiva îi se pare că eu nu am cu ce mă ocupa în restul zilelor și stau cu telefonul în mână. Mai răspund câteodată când am timp, în rest... ca și fiecare cu ocupația noastră preoțească și pământească. De aceea vă încurajez să puneți întrebări, să încercăm să găsim răspunsuri. Asta ne face să cunoaștem. Dacă rămânem sau ne jenăm sau ne... nu știu, rușinat la un moment dat, rămânem fără răspuns. Nu țin minte, așa am aruncat odată ochii prin aceste întrebări, sunt diverse, probabil vom face într-o zi o seară exact pentru aceste întrebări, care s-au acumulat prin multe la număr
le vom da citire una câte una și le vom găsi răspuns. Între timp vreau să vă readuc aminte, pentru că mulți m-ați întrebat, să vă arăt încă o dată. Așa arată Biblia despre care v-am vorbit. Și la prefață arată cam așa. Nu știu pe cât se vede de bine. Iată, așa arată. Să căutați ediția Cluj-Napoca 2009. Dacă o găsiți, este bine. Să știți că este pe cât se poate de aproape de adevăr. O Biblie care se poate de citit și putem să înțelegem mult mai mult și mai cu seamă putem face și comparații cu ceea ce am avut sau ni s-a pus la dispoziție până în ziua de astăzi. Și chiar dacă s-au străduit din răsputeri cei care au schimbat unele cuvinte și sensul lor, așa ca să nu fie observată prea tare acest, să nu fie observat acest lucru, el oricum diferă, se observă și veți vedea atunci când o veți avea. Mulți v-ați întrebat și m-ați rugat pe mine. Eu v-am spus, am călătorit foarte mult până am dat de ea, încercat în toate librăriile. Eu am găsit această Biblie la Mănăstirea Neamțului în România. Cei care sunteți în România puteți să mergeți și să vedeți. Nu știu dacă o puteți găsi la Mănăstirea Petru Vodă. La pangarul Mănăstirii Sicăstria nu este, am verificat tot ceea ce este acolo, nu am găsit. Am verificat cu așa zisele ediții vechi din 1688. Nimic mai fals, este aceeași ediție tipărită la Orhei, doar că la prefață e scris că este din 1688 și bineînțeles preț triplu sau de 5 ori mai mare, pentru că anul contează, nu ceea ce e scris acolo. Și cam atât. Nu am umblat să caut ani vechi, ci am știut ce să caut, unde, care sunt locurile de care trebuie sau la care trebuie să atrag atenția. Și astfel am dat de această ediție, care, repet, este pe cât se poate de aproape de adevăr. Ce să vă spun spre final? Să vă spun o pildă pe care mi este foarte dragă mie, una plină de învățătură și să înțelegem care este scopul aflării noastre aici pe pământ. Să vă dați seama ce înseamnă lucrarea Duhului Sfânt în viața unui om și lucrarea Duhului cel rău în viața omului. Deși se pare că nu este nimic rău, că noi așa spunem, că nu e nimic rău în asta. Că omul este harnic și muncește. Nu e rău nimic. Într-adevăr, nu este rău, dar când muncești prea mult și nu mai ai timp pentru suflet, nu mai ai timp să te gândești la moarte și la viața veșnică, atunci este îngrozitor. Într-o localitate, oamenii ca oamenii, fiecare cu grijile vieții, dar un singur, hai să zicem un nume, un Gheorghe, de exemplu, în tot timpul era foarte și foarte mulțumit cu tot ceea ce avea, cu tot ceea ce se întâmpla, cu viața pe care o ducea, niciodată nu cârtea, niciodată nu se supăra și niciodată nu se mânia absolut pe nimeni. Niciodată nu vorbea pe nimeni de rău, nu auzea nimeni din gura lui să iasă vreo sudalmă sau altceva. Deci era un om total echilibrat la suflet și la gând. Așa încât pe unii i-a făcut curioși și l-au întrebat într-o bună zi, Gheorghe, dar cum faci tu de te menții în acest echilibru perfect? Învață-ne și pe noi.
Care e secretul? Atunci Gheorghe le-a spus așa, zice, eu dimineața când mă trezesc fac trei lucruri. Și toți curioși, zice, da, dar ce faci tu, Gheorghe, când te scoți dimineața? Zice, prima dată privesc cerul, să-mi aduc aminte de Dumnezeu care este sus și înveghează viața, somnul și faptele. Și în momentul când am privit cerul, mi-aduc aminte de Tatăl din ceruri, de dreptul judecător, și mi-aduc aminte că trebuie să merg în viață într-o toate pășind și urmând poruncile Lui. Și al doilea lucru, Gheorghe, care? Și al doilea lucru care îl fac, privesc spre pământ. Și când privesc pământul, îmi aduc aminte că sunt făcut din pământ și în pământ voi merge. Când? Nu știu. Dar poate fi oricând, fiecare clipă a vieții mele. Și gândindu-mă la ceasul morții, îmi trece pofta să mai fac ceva, o glumă sau vreun păcat. Că las că nu-i mare păcatul, sau cum mai spunem noi acolo. Zice, bine, dar al treilea lucru care îl faci dimineața? Și de al treilea lucru ies în mijlocul străzii și privesc la voi. Și privind la voi, îmi dau seama că problemele mele nu sunt probleme, când văd că voi aveți mult mai mari probleme decât ale mele. Și atunci îi mulțumesc Dumnezeu pentru ceea ce îmi dăruiește, sunt mulțumit cu ceea ce am, mulțumesc Domnului și pentru soare, și pentru ploaie, și pentru bunăstarea care o am, pentru sănătate, când văd că voi sunteți foarte agitați, aveți grijă, aveți probleme, vreți să faceți multe și nu reușiți, nu vă ajunge timp, nu vă ajunge forță de muncă, nu aveți bani, nu aveți una, nu aveți alta, nu aveți sănătate. Și atunci îmi zic în sine, Doamne, sunt un om fericit. Câtă nefericire este în sufletul oamenilor ăstora. Asta îmi doresc și mie și vă doresc și dumneavoastră. Să încercați să faceți aceste trei lucruri când vă treziți dimineața. Privind cerul să spuneți rugăciunile cuvenite, să nu uitați să priviți spre pământ și să vă aduceți de aminte de clipa și ceasul morții și priviți în jur. Și o să vedeți câtă nefericire este între oamenii acestei lumi care nu au parte de viață. Pentru că viața lor nu este viață, este un chin. Mereu ceva nu le ajunge, mereu ceva le lipsește. Și în această goană să-și împlinească lipsurile, vine ceasul morții. Fiți buni, fiți înțeleți. Tuturor vă doresc un post binecuvântat de Dumnezeu. În perioada acestui post, închinat Sfinților Apostoli, ca și în celelalte posturi, nu există dezlegări. Nu se dezleagă absolut la nimic. Nu episcopul dezleagă, nu preotul dezleagă. Nu poate dezlega nimeni nimic. Cei ce n-au legat ei nu pot dezlega în veac. Postul este post. Postiți-l exact așa cum ne spune Sfânta Scriptură, postul despre care vorbește Isaia, acesta este postul plăcut lui Dumnezeu, nu numai mâncarea, dar și comportamentul și gândirea și mai cu seamă, cum spune prorocul Isaia, împarte în perioada aceasta pâinea cu cel flămând și cana cu apă cu cel însetat, haina cu cel dezbrăcat. Vedeți că sunt mulți bolnavi în jurul nostru, mulți oameni care au nevoie de ajutor. Oferiți-le ceea ce puteți să le oferiți. Și spune Mântuitorul adevărat, vă spun vouă, că plata voastră multă este în ceruri. De aceea, nu rămâne decât să vă îndemn, ca de obicei, să săvârșim fapte bune și vrednice de pomenire, pentru că așa este normal și bine ca fiecare om să lase urme adânci pe pământ. Dacă nu lași urme pe pământ, cine ne va mai pomeni la trecerea noastră de aici dincolo? Bunul Dumnezeu să vă întărească, să vă ajute, să vă dea pace, sănătate, liniște în suflet, un post binecuvântat și ajutor de la Dumnezeu și de la Preasfânta Sfântă, care este mai sfânt decât toți sfinții. Doamne, ajută tuturor!